de încă de la început am avut probleme de adaptare, pentru că noua condiție și noile condiții și toți oamenii care erau acolo, practic n-am reușit să mă adaptez și să am o relație bună cu ei. Nu-i vina lor, e vina mea. N-am reușit, am reușit să creez foarte multe disensiuni în organizație, am reușit să nu fie o armonie și lumea în jurul meu să fie nemulțumită. Purtătorul de cuvânt al PNL, Giurgiu, spune că Marin Anton nu a fost niciodată în PNL, iar acum nu a făcut altceva decât să se întoarcă la partidul care l-a consacrat. Acest episod reprezintă o lecție din care și noi și dumnealui trebuie să învățăm, de fapt, să nu mai primim persoane pe ultima 100 de metri. Dumnealui a spus că a fost un loc în care nu a reușit să se integreze. Deputatul Marin Anton spune că a ales să meargă la Mișcarea Populară pentru că este un partid nou și are o altă viziune asupra politicii din România. Este cunoscut faptul că Marin Anton a îndrumat câțiva primari din județul Giurgiu în cariera lor politică și administrativă și că de asemenea există legături de prietenie mai vechi. Întrebarea ce se află pe buzele tuturor în acest moment este aceea dacă și o parte din primarii PNL îl vor urma pe Marin Anton la Mișcarea Populară. Fiți convinse că voi avea foarte multe discuții cu ei și cei care vor decide unde și cum să meargă sunt fiecare în parte, fiecare primar în parte. Cât privește organizația de la Giurgiu a Mișcării Populare, deputatul Marin Anton, proaspăt sosit în rândul ei, spune că săptămâna viitoare vor avea loc o serie de întâlniri și în urma discuțiilor, probabil că va ocupa șefia organizației Giurgiu sau chiar o funcție la nivel înalt, după cum a declarat reporterilor TV Giurgiu.